Salut! M-am apucat să desfac freza de la tractoraș pentru că aici, după cum puteți vedea, se umezea și pierdea ulei. M-am apucat să desfac capacul lateral aici. Nu prea pot să filmez că nu am spațiu suficient. Cam așa. El este prins în șuruburi pe aici, garnitură, și aici avem lanțul care după mine arată destul de bine și pinioanele. La fel, fără uzură, sus și jos. Asta ar fi întinzătorul, el stă așa, are un arc. Nu prea se mai vede, așa, și arcul ține întins. Asta are un pic de uzură pe el, dar încă arată bine. Și acum să văd, să încerc să desfac ușor, ușor. Aici grupul ăsta nu-l desfac momentan, că nu are nicio scurgere de ulei și niciun joc pe nicăieri. Momentan să rezolv problema asta, că e greu și cu timpul, nu prea am timp. Și important să rezolv aici să nu mai pierdă ulei. Da, o să revin pe parcurs și vă spun exact ce mai fac. O să încerc să dau lanțul jos, văd că aici are două siguranțe, două știfturi, le scot, scot zaua afară și încerc să-l dau jos, iar apoi să vedem aici cum scot acest pinior. Aici văd că are siguranță și vedem pe parcurs. Vă mai arăt. Am scos de aici siguranța asta. Așa, avea o șaibă. Asta se vede, da? Iese afară. Cam așa se scoate pinionul ăsta. Vedeți că are și caneluri. Hai, mă. Da? Merge și cu mâna. Ia să vedem. Să nu cad aici. Am focalizat așa. Deci asta este axul aici. Rulmentul, mai e o siguranță. Și cred că semeringul e pe partea cealaltă. Acum o să văd. Cred că trebuie să desfac întâi acolo, dacă focalizează asta. Sunt patru șuruburi și bănuiesc că iese afară suportul acela. Și să vedem, că așa aici n-am cum să scor rulmentul ăsta. Haideți să vă arăt ce am mai făcut. Am scos siguranța asta. Ea intră aici în colivia asta. Nu prea se vede. În fine, asta era, vă aduceți aminte, era lipit aici. Și buza asta ieșea aici afară. Rulmentul este prins pe ax aici și în cămașa asta stă, da? Eu aici am bătut cu un lemn și asta a ieșit afară. Și aici se vede semeringul care îmi dă mie probleme. Asta se vede. Era tocit în partea de jos, exact cum de unde se umezea. Acum nu știu cum să fac să scot, trebuie scos întâi rulmentul și apoi semeringul. Ca să scot rulmentul am încercat să bat pe aici pe în spate, dar nu prea am poziție.
Să-l apuc cu presa aceea care ați văzut, nu am cum să o bag aici, nu am cum să bag ghearele. Mă gândesc să dau tot taxul jos. Eu știu dacă desfac și în partea cealaltă acolo, tot așa, cele patru șuruburi. După cum mi-am imaginat, am desfăcut șuruburile aici și asta pur și simplu a căzut din partea aceasta. Deci axul se sprijină doar aici în rulment, care intră în acest suport, în această colivie. Pur și simplu aici în carcasă nu intră deloc axul. Deci cum dau șurubul, atenție că o să cadă jos. Da, acum foarte simplu. Aici îl las jos dintr-o parte și îl voi scoate din partea aceea. Am reușit să scot rulmentul tot cu această presă. Am băgat ghearele de desubt, cheia, am strâns până l-a tras mai sus, iar acum este ușor și cu mâna. Aia nu, mai are aici o buză care tot cu presa trebuie să-l scot. Momentul nu pare să aibă joc. Puțin, se vede un pic. Și huruia un pic mai devreme. Oricum, să-l scot de tot și vedem. Asta este semeringul. Asta intră foarte ușor și iese. Cred că s-a topit un pic pe interior. Dar vedem. Oricum, dacă le-am dat jos, le schimbăm. Și să vă arăt aici garnitura. Și asta era aici ciupită exact în partea de jos. Vedeți? Posibil și de la ea de acolo să curgă uleiul, dar nici semeringul nu mai reține foarte bine. Așa arată axul și în partea opusă. Aici sper că se vede. E mult mai pronunțat jocul. Așa că vom schimba și rulmentul acesta. Acum, cu ceva de lemn, o să bat în această colivie și ea va cădea jos. Apoi, se vede aici siguranța. Sau scoatem siguranța, șaiba și apoi vom scoate iar cu presa rulmentul. Foarte ușor. Am montat noul rulment. Este un pic cam greu să filmez în timp ce fac aceste lucrări. Dar ca idee, am băgat semeringul în acest suport, în colivia asta, care ea oricum se rotește. Așa. Apoi am băgat și rulmentul tot aici, până la nivel. Iar ulterior am bătut cu carcasa, ca colivia veche al rulmentului. Am bătut în rulmentul acesta să intre pe ax. Iar când a ajuns la nivel să pot pune siguranța, m-a oprit. Oricum, el nici nu merge mai jos bătut, că are aici o buză, nu se vede pe interior, unde oprește cursa acestei carcase. Cam așa. Deci avem semeringul, am băgat vaselină pe partea interioară a rulmentului, am lăsat acea protecție de plastic neagră. Aici am scos-o, am băgat vaselină, pentru că pe partea aceasta avem gresorul, unde o să băgăm tot timpul vaselină și să se ungă bine bilele. Iar aici am lăsat acea protecție, pentru că pe aici este riscul să intre praf între semering și să intre la bile, așa că de cât mai protejează și acea protecție de plastic. Acum o să încerc să îl schimb și celălalt rulment și apoi să montăm axul la loc. Suntem gata să montăm axul pe freză. Am pus puțin silicon negru pentru garnituri. Am montat și garnitura veche. Am mai pus puțin silicon și deasupra să fac o etanșare mai bună. Apoi va trebui să
îl prindem aici. În partea asta de nu avem ulei, deci rulmentul se va unge doar cu vaselină. Iar ca să prindem axul, întâi va trebui să-l băgăm pe aici, să iasă puțin în afară, după care să venim cu el drept, exact în cele patru prinderi. Da? După care, în partea cealaltă, va trebui să montăm rulmentul așa, cu axul pe freză. Să vedem cum vom face treaba asta. Cam greu să filmez, dar o să vin cu rezultatul final. Am reușit să bag axul, să-l prind în partea aceasta. A ieșit foarte puțin siliconul pe margine. Eu zic că a făcut o etanșare bună acolo. Chiar nu am reușit să filmez, a fost nevoie cam de 3 oameni să pot să pun axul ăsta la greu. Foarte, foarte greu. Și trebuie ghidat și din partea aceasta, cineva să bage șuruburile la suport aici. Da. Iar în partea asta am făcut la fel. Asta am scos-o de aici până am ghidat axul și l-am prins în partea opusă. Iar acum l-am bătut ușor de aici din spate cu un lemn, până o să-l apropii suficient de mult să pot să-l trag, să-mi filetez piulițele și să-l trag prin șuruburi. Rulmentul eu l-am băgat dinainte cu semeringul. Am terminat de prins suportul aici. Așa. Am pus siguranțele. Siguranța aia mare la rulment. Am băgat apoi pinionul ăsta, la fel are o siguranță, o șaibă. Am prins și lanțul. Aici e zaua care trebuie unită. Asta e întinzătorul. Asta trebuie pus așa, arcul ăsta. Iar asta trebuie băgat în carcasă. Ca carcasa când stă așa, vedeți, să țină mereu lanțul tensionat. Deci trebuie să am un pic grijă să prind asta, să o bag ușor în carcasă și să nu-mi sară. Cam asta a fost tot. O să pun silicon și aici jos la garnitură. Garnitura este bună, pe aici nu-mi pierdea ulei, dar pentru orice eventualitate. Tot arată bine. Mă rog, trebuie la prins acolo. Apoi vom pune uleiul și să sperăm că nu mai curge. Am încheiat freza. Cam așa se prezintă. Mai aici de sudat sania asta, că s-a subțiat aici metalul și s-a rupt. Ia uitați cât de groasă era original. Are un centimetru grosime aici. S-a rupt. Și am să-i mai pun aici o bucată de platbandă să sudez, să nu se rupă de tot. Și apoi să-l prind aici, în suporți. Am închis și capacul, am pus acel întinzător cu arc. Atenție că se pune cam greu. Ce faci? Mai avem și ajutoare aici. Da, mai vrei, nu? Iar mi-a furat cheile. A rămas fără sculei din cauza lui. Da, din cauza ta. Așa. E gata. Iar acum va trebui să-i pun ulei. Uleiul se pune pe aici pe sus. Are aici un... Hai mă, lasă-mă! Are aici un alt șurub. A trebuit să pun freza dreaptă și pun ulei până ar începe să curgă pe aici. Din ce am citit eu, cam un litru ar intra. Nici mai mult, pentru că după aia se creează și presiune. Iar ulei am luat așa. O valvolină T140. După specificațiile frezei, aveam nevoie de T100. A, dacă nu focalizează deloc asta.
Aveam nevoie de T140. Și doar așa am găsit să cumpăr 1 litru de ulei. În rest, asta se vinde la bidoane de 20 de litri. Am căutat foarte mult și abia am găsit tipul ăsta. Nu știu cât de ok este, dar sigur își va face treaba. Da. Cam asta a fost toată operațiunea. Destul de complicată. Din cauza că piesele sunt foarte grele. Și neapărat mai aveți nevoie de ajutor. De încă o persoană să puteți rezolva treaba. Cam asta a fost. Sper să vă ajute și pe voi dacă aveți o astfel de freză. Eu mai mult am filmat ca să știu cum să pun toate la locul lor. Așa că m-a ajutat destul de mult. Cuțitele nu le schimb, momentan le mai las. Astea sunt mai tocite. Am tot setul nou să-l schimb. Dar am mai schimbat din ele care erau rupte. De exemplu, ăla din capul de acolo se vede. Mai mult. Ăsta de aici. Dar încă sunt bune. Da, cam atât pentru azi. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!